Doamne și domnule, revenim după scurta pauză de publicitate. Sperăm că sunteți alături de noi, pentru că mai avem foarte multe informații să vă dăm în această zi de joia mare. Dar cel mai important anunț pe care vreau să vi-l spun este că mâine, aici, la dimineața cu noi, vom avea în exclusivitate un material absolut senzațional alături de Florin Piersic. Marele Florin Piersic ne-a acordat un interviu exact în Teatrul Național București, în cabina dumnealui. Mâine veți putea urmări acest material, așa cum vă spuneam, în exclusivitate, alături de Florin Piersic, dar în momentul ăsta vreau să vă arăt câteva imagini, așa, doar să vă încălzim puțin. Doamnelor și domnilor, Florin Piersic. Mulți îl cunosc, puțin îl știu așa cum este în realitatea de acum. Florin Piersic, marele actor al țării noastre, ne-a oferit un interviu de zile mari, ne-a destăinuit secrete și a depănat amintiri. Nu pierde un material în premieră cu artistul, mâine la dimineața cu noi. Într-adevăr, nu trebuie să ratați interviul de mâine cu Florin Piersic, dar v-am pregătit și multe alte surprize. Până una alta, doamnelor și domnilor, la finalul acestei săptămâni celebrăm Paștele, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este o perioadă încărcată de emoție și de semnificație, de tradiții și obiceiuri, dar și de superstiții. Ce cred românii din Ardeal, Muntenia, Moldova, că ar trebui să facă pentru a le merge bine restul anului, ne povestește etnologul Raluca Radu. Bună dimineața! Bună dimineața și ne-am găsit! Suntem în Joia Mare și trebuie să le spunem celor de acasă ce semnificație are această zi. E plină de simboluri e perioada asta și n-ar avea cum să fie altfel. E o perioadă foarte importantă pe care o traversăm așa. Pornesc prin a spune că Joia Mare poartă în cultura populară, în folclor, foarte multe denumiri. O să regăsești Joia Neagră, Joia Neagră, Joi Măreanca, sunt foarte, foarte multe. Din diferite zone. Câte bordei, atâtea obicei. Okay, da. Și cumva în zona asta sătească, să zic așa, uite, Joi Mărița asta e un soi de zână, un soi de spirit, așa, și ea e foarte atentă dacă ai terminat treaba, știi? Are aspectul soacrei. Da, da. Deci după joi nu mai faci, nu mai coși, nu mai speli, nu mai gătești. Asta trebuie terminate. Cumva deadline-ul este astăzi. Și dacă în caz contrar, ea va face câteva lucruri care nu sunt tocmai bune, ci că arde pânzele, câte și mai câte. Deci să terminați treaba în timp util, ca să nu fie problemă cu Joi Mărița. Ce tradiții sunt astăzi? Știu că e ziua copturii. Astăzi se fac cozonaci și se încondează ouă, în special Pasca. Pasca și ouăle, astea sunt două elemente foarte, foarte importante și au legătură cumva cu tot ceea ce se întâmplă în spațiu religios. Adică trebuie să ne raportăm. Până la urmă, personajul principal este Mântuitorul în toată această perioadă și obiceiurile din această zi au legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu Iisus. Astăzi a fost cea de taină. Exact. Adică să trecem un pic în revistă momentele cheie. Vorbim de spălarea picioarelor, vorbim de cina cea de taină, rugăciunea din grădina Ghețimani și cred practic, și trădarea exact, lui... cumva începerea procesului, patimilor. Și am vrut să trecem un pic în revistă toate aspectele astea, pentru că se leagă foarte bine de lucrurile... De tradițiile noastre. Exact, de tradiții. Astăzi se vopsesc ouăle, astăzi se coace Pasca și ouăle și Pasca sunt cele mai importante simboluri, să știi, ale gastronomice, ale acestei sărbători. Ele simbolizează unul, sângele Mântuitorului. Culoarea roșie, da. Există de altfel și o legendă în jurul ouălor roșii. Se spune că Maica Domnului, când s-a dus să-și plângă fiul, a pus de desubt o ouă roșie într-un bol și sângele a curs și au înroșit ouăle. De asta facem noi ouă roșii.
știi, apropo are, de... Da, 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 am auzit și o tradiție. Mi-au aminte că în Vinerea Mare la noi era un obicei de a trece pe sub masă. Bă, există și în alte regiuni. Există peste tot. Peste tot, e da, universal. Da. Ce semnifică? Ba, teoretic și practic simbolizează intrarea în mormânt. Deci, ca și cum ai face o călătorie. De asta, cumva, toate treburile trebuie terminate până în joi. Pentru că vineri, sâmbătă, intri într-un proces dintre asta de introspecție. Purificare. Da, da. Toată perioada asta e... E un proces de purificare. Și... uite, Pasca, la fel, este un alt element foarte, foarte important. Pentru că... ea semnifică trupul Mântuitorului. Trupul. Știi că când la împărtășanie ai vinul. Azima, ai vinul azima. Și ai și bucățica de... anafură. Anafură, exact. Ei, vinul, culoarea roșie, este simbolizat de ouă în acest context. Acea bucățică de anafură este simbolizată de Pască. De asta, să știi că mai de mult, nu știu dacă acum... poate ori mai face prin alte părți ale țării, dar mai de mult era un adevărat ritual în facerea acestui element, și anume Pasca. Nu oricine putea să-l facă. Uite, îți dau un exemplu. Trebuia să ai niște abilități. Făina trebuia cernută de către o femeie în vârstă, care să aibă experiență, care să fie acumulat de-a lungul timpului înțelepciune. Pasca trebuia frământată înainte de răsăritul soarelui. Știi de ce? Ca să crească odată cu soarele. Foarte frumos. O simbolistică exact, încărcată exact. În tradițiile și obiceiurile noastre. Să vorbim despre simboluri, dacă vrei, până luni. Ce tradiție avem în noaptea de înviere? Ce ar trebui să facem? Ce n-ar trebui să facem? În foarte multe zone ale țării, oamenii obișnuiesc să meargă la biserică cu un coș în care pun... pască, pun ouă, pun mac, sare, zahăr, sporul casei, slănină, cârnați, ca să le sfințească preotul, să fie binecuvântate, ca mai apoi ei să poată gusta din ele. Și asta dă o sfințenie aparte acestui... Când e bine să ne împărtășim și să ne spovedim în Săptămâna Mare? Pentru că, de exemplu, la mine tradiția era să mă împărtășesc sâmbătă dimineața. Am văzut că în alte zone este joi, de Joia Mare. Când e diferit? Nu știu dacă există o... Nu există o regulă. Nu cred că există o regulă. Când, fiecare când simte. Când simte și când... Cred că asta e. Știu că majoritatea oamenilor, în schimb, se spovedesc și se împărtășesc în sâmbăta dinaintea florilor, respectiv la florii. Da, da, da. Și la mine, uite că am ajuns în punctul ăsta cu împărtășitul, cu spoveditul. Știi că, și vorbeam și ziceai tu mai devreme despre superstiții. De superstiții. Că e bine să te noiești de Paști. Corect, în fiecare an de Paște ne îmbrăcam cu cele mai bune haine și mergeam la biserică. Și eu, atâta bucurie aveam că mergeam cu ai mei în oraș și ne cumpăram haine. Ce semnifică asta? Ideea asta, de ce ne înnoim? Noi, practic, ne înnoim spiritual perioada asta. Ținem post, ne spovedim, ne împărtășim. Există un proces dintre ăsta de curățare. De curățare și de purificare. Și aceste haine noi nu fac decât să reflecte... această nouă formă a noastră, știi? Da. Și de asta e foarte bine, are rol purificator. Vii cu cei mai buni să te bucuri de această mare minune. E practic o tranziție, o schimbare a noastră. Mulțumim din suflet, Raluca, că ai venit pe la noi și ne-ai mai împărtășit din cultură. E foarte important să ținem minte și să ducem mai departe tradițiile noastre.